Adevărul despre carnea de pui. Deși este mai întâlnită în dieta celor care vor să slăbească, carnea de pui este pe placul tuturor. Iată adevărul despre carnea de pui. Carnea de pui este ușor de gătit și este și foarte delicioasă. Este și carnea preferată a celor care țin dietă. Unii dintre ei merg și mai departe și ale carnea de pui fără piele. Acest fel de carne este mult mai ușor de preparat în bucătărie, dar pielea are un rol important. Cei care evită pielea de pe carne spun că asta ar îngrășa, dar specialiștii au altă părere. Beneficiile consumului de piele de pui. Experții spun că pielea de pui pare grasă din cauza că este bogată în colagen. Culoarea galbenă provine de la cerealele cu care sunt hrănite păsările înainte. Comparativ cu carnea de porc sau miel, carnea de pui cu piele este la fel de sănătoasă precum carnea de pui fără. Pielea de pui aduce și beneficii corpului uman. Specialiștii spun că ea este bună pentru articulații, piele și unghii datorită colagenului și elastinei pe care îl conține. Consumată moderat, pielea de pui este benefică și pentru inimă, spune Universitatea Harvard. Totuși, ea trebuie gătită fie la cuptor, fie la grătar. Cei care se feresc de pielea de pui trebuie să știe că aceasta are și grăsimi bune. Ele sunt benefice creierului și refac energia. Se spune că atunci când ești răcit, o supă de pui cu tot cu carne îți va reda energia. Pielea de pui face carnea și mai suculentă. Pielea de pe carne nu e doar bună pentru organism. După gătire, carnea de pui devine de cele mai multe ori uscată. Pielea rezolvă această problemă și o menține suculentă. Bucătarii cu experiență recomandă păstrarea pielii la gătire, iar dacă nu-ți place, o poți da jos după. Specialiștii mai spun că și cei care sunt la dietă o pot consuma. Nu de alta, dar o pulpă de pui cu piele are maxim 50 de calorii în plus față de una fără piele. Așadar, data viitoare când pregătești acest fel de carne, amintește-ți că ea este mult mai bună cu piele. Dacă nu-ți place, o poți da jos după gătire. Relatează capital.ro.